Salutare și bine v-am găsit la un nou Market Update. Înainte de a începe, doresc să vă anunț că astăzi este din nou Black Friday, adevăratul Black Friday, unde avem un discount de până la 60% la majoritatea produselor din oferta noastră, inclusiv la programul de training Trading Start. Oferta de Black Friday va fi valabilă până duminică 26 noiembrie, așa că profitați de această oportunitate și alăturați-vă celor aproape 400 de traderi care în ultimii 2 ani au învățat cum să-și îmbunătățească randamentele utilizând derivativele financiare pentru speculații, pentru investiții, dar și pentru protecția portofoliilor în condițiile focusării pe risk management, foarte important, care este poate cel mai slab acoperit aspect în educația financiară de la noi din România la ora actuală. Și acum să revenim la piață. În principiu, ceea ce aș putea să spun este că dacă nu apare vreo știre, piața nu se va mișca astăzi, cum nu se mișcă niciodată în aceste zile în care piața din Statele Unite este închisă. Putem să ne uităm un pic pe piața europeană și aici suntem pe platforma XTB, să vedem cum indicii principali nu se mișcă, da? Sunt extrem de reduse mișcările. Acesta este Eurostoxx 50, DAX 30 la fel, mă rog, DAX 30 este acum DAX 35, dar indexul german, mă rog, de aproape un an de zile conține 35 de companii. Euro a crescut puțin, dolarul a scăzut puțin. Ceea ce mi s-a părut interesant astăzi a fost faptul că Bitcoin a stagnat. Și asta în condițiile în care șefa de la SEC, deci de la Security Exchange Commission, organismul de control și reglementare din Statele Unite, pe partea de equities, da, pentru că contractele futures sau alt organism care se numește CFTC, deci șefa de la SEC a declarat ieri că ea nu vede nicio problemă în a aproba ETF-urile bazate pe spot Bitcoin și prețul Bitcoin nu a crescut. Ceea ce îmi spune mie că această atitudine a SEC-ului era cumva deja în preț și probabil că toată această creștere a luat în preț atitudinea pozitivă a SEC-ului în Statele Unite și probabil că dacă așa arată lucrurile, mai devreme sau mai târziu aceste ETF-uri vor fi aprobate. O altă știre importantă de data aceasta în lumea bondurilor și numai bine că suntem aici unde putem să vedem bundurile germane la 10 ani. Germania a declarat, a avertizat de fapt, că nu va mai emite bonduri, mă rog, indexate sau nu știu dacă indexate e cuvântul cel mai bun, legate de inflație, bonduri care protejează, cu protecție împotriva inflației, da? Începând din anul 2024. Nu știu deocamdată ce să cred despre această evoluție, dar în tot cazul este interesantă. Vom vedea ce va mai comenta și presa internațională pe tema asta și specialiștii în domeniul pieței bondurilor. Deocamdată asta este știrea de ieri că Germania nu va mai emite aceste bonduri cu protecție împotriva inflației începând din anul 2024. Pe piața Statelor Unite, deși astăzi, mă rog, piața este închisă, contractele futures totuși se tranzacționează, dar, bineînțeles, pe volume foarte mici, infime, și nu recomand intrarea în piața astăzi sub nicio formă. Probabil că piața oricum nu va fluctua foarte mult astăzi. Acum, dacă aruncăm o privire pe S&P 500, pe indexul S&P 500, din punct de vedere tehnic putem să observăm cum ne apropiem de o rezistență importantă. Această rezistență de la 4600, care poate nu întâmplător și cantitativ este așa cum este poziționată piața de opțiuni, care datorită hedgingului dinamic, repet, ca să înțeleagă toată lumea, datorită hedgingului dinamic, piața de opțiuni conduce piața de equities, mai ales în anumite momente, cum ar fi ultimele zile ale săptămânii, expirările lunare, trimestriale și mai departe, sau când e volatilitate mare. Deci, piața de opțiuni, așa cum este poziționată, ne arată un zid de o contracte de tip call aici, la 4600, care va
face ca acest nivel să fie o rezistență foarte importantă. Dacă nivelul ăsta este depășit, deși pare neverosimil, ne putem uita către all-time high spre sfârșitul anului, 4800, 4825, nici nu mai știu cât a fost în ianuarie 2022, a fost 4818 pe indexul S&P, pe index, da? Dar piața are conformația bullish pe graficul săptămânal, dar piața are conformație bullish și pe termen scurt. Tot din zona cantitativă, din piața de opțiuni, știm că piața este gamma pozitivă în acest moment. S-a reconstruit această poziționare gamma pozitiv după expirarea de săptămâna trecută și asta înseamnă că piața e bullish pe termen scurt. Deci, din punct de vedere cantitativ, suntem într-o piață bullish, da? Într-un bull market. Tot cantitativ, volatilitatea, deci tot din datele cantitative din piața de opțiuni, știm că volatilitatea ar începe să crească din nou dacă S&P-ul ar scădea sub 4495. Acum, dacă ne uităm puțin pe zona de volatilitate, vedem cum suntem în continuare în acest regim de volatilitate de tip bull market, pe care eu l-am marcat aici încă din iunie. El se menține, ăsta este regimul în care suntem acum. Probabil că VIX-ul undeva la 12 și atinge un plafon minim, în zona lui 12. Nu mai avem foarte mult până acolo și iarăși pare neverosimil, acum o lună de zile eram la 23. Dar din acest punct de vedere, iarăși suntem într-o piață de tip bullish. Indexul SKEW este ridicat, cum e normal să fie într-o piață de tip bullish, pentru că protecția este foarte ieftină și acum cu adevărat se poate cumpăra protecție mai multă la termen mediu și la termen mai lung. Din cauza asta, acest index crește. Iar din punct de vedere al evoluției pieței, astăzi nu mai avem ce să dezbatem pentru că piața este închisă, nu se va întâmpla mare lucru pe contractele futures. Interesant mi se pare și faptul că în zona de commodities, deci pe piața petrolului, urma să aibă loc o ședință OPEC. Această ședință nu a mai avut loc, a fost amânată tocmai datorită neînțelegerilor eterne, aș putea să le spun, deși de multe ori nu pare asta, dar așa este, între membrii OPEC. Arabia Saudită, după cum știți, acum câteva zile, când petrolul chiar ajunsese aproape de 72, WTI, eu mă refer la crud WTI, de la standard american, Arabia Saudită a declarat că va reduce și mai mult output-ul. Pe această știre, piața a crescut 2 zile, după care, iată, suntem într-o evoluție laterală, piața stagnează aici. În principiu, aici sunt mai multe aspecte. În primul rând, piața decontează, asta e chestiunea fundamentală în ce privește petrolul, piața decontează perspectiva negativă asupra economiei pentru 2024. 1. 2. Piața decontează evoluția proastă a economiei chineze, care e cel mai mare consumator de petrol la nivel mondial. Ăsta e al doilea punct important. Al treilea punct este că după începutul războiului din Orientul Mijlociu, piața a eliminat complet prima de risc geopolitic din prețul petrolului. Deci la ora actuală prețul nu decontează nicio primă de risc, în sensul în care în prețul petrolului nu este nimic care să deconteze un eventual eveniment, cine știe de care, în zona Orientului Mijlociu, datorită conflictului care este acolo. Pe partea de știri macro, mâine avem 3 raportări, avem Business Climate în Germania și avem Flash PMI în Statele Unite, atât pe manufactură cât și pe servicii. Vreau să reiterez faptul că raportările de tip flash și market sunt mai realiste decât raportările oficiale ale statelor care le fac, inclusiv ISM-ul din Statele Unite, întrucât raportarea ISM în Statele Unite include firmele de stat, deci companiile publice, și nu ponderează în funcție de mărimea companiei. Pe când raportările celelalte ponderează în funcție de mărimea companiei, adică ceea ce declară managerul de achiziții de la Apple are o altă pondere în realizarea indexului față de ceea ce declară managerul de achiziții de la Caterpillar sau o firmă mai mică.
Din punctul ăsta de vedere, deși, să zic, establishmentul consideră că raportările oficiale sunt cele mai importante, mai realiste sunt aceste raportări decât raportările oficiale. Adică, în speță, în Statele Unite, raportările oficiale ar fi ISM, ISM Manufacturing PMI, și nu Flash sau Market. Cu astea fiind spuse, vom încheia update-ul de astăzi. Probabil ne vom întâlni mâine la un alt market update. Vă urez o zi cât mai bună. Nu uitați de oferta noastră de Black Friday, pentru că cu asemenea prețuri probabil ne mai întâlnim la anul, pe vremea asta. Vă urez o zi cât mai bună și ne vă dau întâlnire mâine dimineață la un nou market update. Toate cele bune!